Bună ziua, dacă sunteți gata. Trebuie să mă așteptăm 10 secunde? Nu spuneți că nu, da? Nu, da. Bună ziua! Principalul subiect al declarațiilor pe care doresc să le fac astăzi și al acestei conferințe de presă și vă mulțumesc pentru participare sunt legate de discuțiile care în ultimele zile au vizat venind și direct de la Palatul Cotroceni și de la surse din acea zonă și de la personaje politice apropiate domnului Traian Băsescu în legătură cu posibile sau recomandabile din punctul domniei sale de vedere negocieri privitoare la desemnarea celor doi demnitari, procurorul general, parchetul general României și procurorul șef la DNA. Mai întâi aș vrea să repet, pentru că nu e prima dată când o spun, poziția Uniunii Social-Liberale, poziția Partidului Național Liberal, poziția mea personală, de principiu, în raport cu toate temele care privesc sistemul judiciar din România și cu toate lucrurile legate de raportul între acesta și puterea politică. Nu s-a schimbat nimic din convingerile și din principiile noastre, vreau doar să le repet. Independența justiției, un lucru la care ținem și pe care îl considerăm definitoriu pentru statul de drept și pentru o democrație reală, europeană, în secolul 21, respectarea sub toate formele și în toate împrejurările a principiului că nimeni nu este mai presus de lege, lupta reală și nediscriminatorie politic împotriva fenomenului corupției, prin toate instituțiile statului român care au această misiune, independența tuturor instituțiilor și tuturor instanțelor din sistemul judiciar, independența în raport cu factorii politici. Că e vorba de președinte, că e vorba de guvern, că e vorba de parlament sau majorități parlamentare. Nimic din lucrurile acestea nu s-a schimbat și reafirm convingerea că victoria copleșitoare și majoritatea copleșitoare pe care Uniunea Social-Liberală o are în acest moment și o va avea în anii următori în Parlamentul României nu este de natură să modifice cu nimic aceste principii. Cu alte cuvinte, puterea politică, majoritatea, guvernul, fie că se bazează pe 50% plus 1, fie că se bazează pe 99%, trebuie să aibă aceeași atitudine de respect față de aceste principii prevăzute în Constituție, prevăzute în programele noastre politice, reafirmate clar în toate angajamentele politice pe care noi le-am făcut în fața cetățenilor României și pe care suntem hotărâți să le onorăm. În sensul acesta, discuția despre negocieri între partide, între actori politici, între instituții politice privitoare la numirea celor doi procurori, sunt, după părerea mea, în afara și a acestor principii și a reglementărilor legale. Nu avem ce negocia în această privință, nici noi ca lideri de partide, nici noi sau eu, în ce mă privește ca președinte al Senatului, președinții Camerelor, primul ministru, legea ne spune foarte limpede cum se face această numire. Și repet, citez integral, articolul 54 din legea 303/2004 republicată, care se referă la statutul procurorilor și judecătorilor și care ne spune limpede. Procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, adjuncții acestuia,
Procurorii șefi de secție a acestor parchete, precum și procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Acțiunile acestora, sunt numiți de președintele României la propunerea ministrului Justiției cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcție de judecător sau procuror pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea reinvestirii o singură dată. E foarte clar care sunt instituțiile sau factorii decizionali implicați în acest proces și vorbim strict și exclusiv de Ministrul Justiției, de Consiliul Superior al Magistraturii cu un aviz consultativ și, finalmente, de președintele României, care poate numi sau nu pe cei care au fost propuși de Ministrul Justiției și avizați. Partidul Național Liberal, care a asumat în cadrul coaliției și guvernului Ponta Ministerul Justiției, a făcut încă dinainte de alegerile din 9 decembrie o alegere pe care o susține și astăzi, și anume desemnarea în scaunul de ministru al justiției a unei persoane perfect independente politic, a unui magistrat cu reputație cunoscută și recunoscută în această zonă a celor care fac magistratură, lucrează în sistemul judiciar, o persoană a cărei competență profesională și a cărei independență politică nu pot fi puse în discuție. În aceste condiții, cel puțin în ce mă privește, ca președinte al Partidului Național Liberal, copreședinte al Uniunii Social Liberale, președinte al Senatului, nu am avut și nu am ce negocia nici cu președintele României, nici cu altcineva. Nu am exercitat nici eu, nici vreo altă persoană din Partidul Național Liberal niciodată vreo influență, cu atât mai puțin vreo presiune, n-am făcut nicio sugestie Ministrului Justiției. Cred că Ministrul Justiției, împuternicit de Constituție și de lege în această privință, întărit de experiența și calitatea sa profesională, știe mai bine decât mine, decât partidul, decât partidele, pe cine și cum să propună. Evident, avem, o știe toată lumea, o discuție și o înțelegere și cu instituțiile cu atribuții în acest domeniu de la Bruxelles. Evident, avem condițiile generale ale MCV-ului, ale raportului de monitorizare și cooperare, condiții care trebuie respectate, relație care trebuie întreținută și dezvoltată normal, dar prin intermediul Ministrului Justiției. Cu alte cuvinte și încheind, nu a avut și nu va avea loc sub nicio formă o negociere între mine și președintele României în legătură cu acest subiect. Știu că punctul acesta de vedere, care este punctul de vedere al legii și este punctul principial în această chestiune, este împărtășit și de premier, de celălalt copreședinte al Uniunii Social Liberale, și în sensul acesta, cred că și domnul Traian Băsescu, care a vorbit multă vreme despre aceleași principii pe care le invoc și le respect eu aici, ar trebui să înțeleagă că nu avem subiect de negociere. Că aceste lucruri nu se pot schimba peste noapte. Că legea în vigoare trebuie respectată ca orice lege. Că nu putem, atunci când îi convine domniei sale, să schimbăm înțelesul unor articole din Constituție, cu asta ne-am obișnuit, sau să ignorăm articole explicite ale legii, precum acest 54 pe care vi l-am citit. Nu putem fi așadar de acord cu ideea că am putea să negociem procurorii, unul mie, unul ție, sau știu eu, cum dorește domnul Băsescu. Nu putem fi de acord cu ideea că legea este ignorată și CSM-ul face propuneri pe care le avizează Ministrul Justiției, cum înțeleg acum că ar dori să schimbe mecanismul Traian Băsescu. Avem o lege, avem o înțelegere de principiu
cu instituțiile europene, care adaugă sau dezvoltă cumva la această lege, neputând însă să o exceadă sau să o infirme, și cred că lucrurile se rezolvă principial corect astfel. În al doilea rând, sau un al doilea subiect, pe care nu-l evit, dar pe care nici nu am dorința de a-l dezvolta la detaliu, pentru că e un subiect trist, ține de o serie de discuții publice lansate în urma declarațiilor din ultima perioadă, inclusiv de ieri, ale unui coleg, domnul senator Călin Popescu Tăriceanu. Și ce aș vrea să spun următorul lucru. Sunt mâhnit să văd că oameni cu experiență politică, cu un statut demn de respect și oameni tratați ca atare pe scena politică și în Partidul Național Liberal, nu înțeleg nici unde suntem, nici ce avem de făcut, nici ce așteaptă cetățenii acestei țări, pentru care și în numele cărora și cu votul cărora facem politică. Partidul Național Liberal are teme foarte grele. Este implicat, este actor, este responsabil în ele. Nu le comentează. Temele sunt azi, nu sunt peste 7 ani. E vorba de buget, e vorba de actul guvernamental, cu toate provocările și dificultățile lui de fiecare zi, e vorba de modificări de legislație, în unele privințe sunt urgente, e vorba de faptul că Partidul Național Liberal nu și-a asumat cu jumătate de gură sau cu jumătate de măsură responsabilitatea guvernării. Altă temă majoră și în care Partidul Național Liberal este direct și complet interesat să se implice este revizuirea Constituției. Și această temă va fi pentru Partidul Național Liberal împreună cu guvernarea României tema majoră în 2013. Sperăm ca în ce privește Constituția lucrurile să fie finalizate până în toamna acestui an. Avem de asemenea preocupări legate de propuneri de modificare a mecanismelor regulamentului de funcționare al Parlamentului pentru a optimiza activitatea acestuia, pentru a întări rolul acestei instituții și rolul parlamentarilor, pentru a întări imaginea acestei instituții atât de necesare, fundamentale pentru democrație. Tema candidaturii sau candidatului la alegerile prezidențiale din partea Uniunii Social-Liberale nu e o temă de actualitate. După cum tema alegerilor prezidențiale nu e o temă de actualitate, ea face interesul jurnalistic din motive pe care le înțeleg, dar face interesul jurnalistic mai cu seamă, așa cum am văzut și cum e firesc, din perspectiva altor candidaturi. În Uniunea Social-Liberală niște congrese au stabilit foarte clar, congres al Partidului Național Liberal, al Partidului Social Democrat, al Partidului Conservator, în data de 7 aprilie 2012, dacă nu greșesc, candidatura. Este o candidatură recunoscută de partenerii politici, este o candidatură de care opinia publică a luat act, care a intrat ca atare în conștiința opiniei publice și electoratului din România. Avem sondaje care nu atâtea câte s-au făcut pe intenția de vot la președinție, deschise sau închise, care nu dau vreun semn de îngrijorare în legătură cu șansele majore ale candidatului USL de a câștiga alegerile prezidențiale. Avem în fine niște alegeri care s-au desfășurat, alegeri parlamentare, drept, dar care s-au desfășurat recent, în 9 decembrie, și în care, de exemplu, mă văd nevoit să reamintesc, am obținut cel mai mare scor procentual, aproape 79% dintre toți aleșii din Senatul României și unul dintre cele mai mari, ca număr absolut de voturi, cred, al patrulea sau al cincilea, peste 49.000 de voturi. În Partidul Național Liberal această chestiune a fost tranșată. În partidele aliate din USL a fost tranșată. La nivelul USL a fost tranșată. Sigur că am cerut convocarea Congresului Extraordinar pentru a discuta orice problemă
în acest for suprem al partidului. Orice problemă, inclusiv aceasta, dacă cineva dorește să o discute. Mi se pare însă cu totul și cu totul întristător faptul că cineva care nu, din motive pe care nu le comentez, nu candidează la congres, nu a candidat pentru un post de ministru, pentru că miniștrii nu au fost numiți de mine, ci au fost propuși, discutați, votați, propunerile au fost deschise în Consiliul Național al Partidului, care nu a candidat la conducerea unui grup parlamentar, având în vedere că liderii grupurilor parlamentare sunt și vor deveni, cel puțin în viziunea mea, mai ales după acest congres, personaje foarte importante în conducerea partidului, de drept, pentru că așa se întâmplă peste tot. Importanța grupurilor parlamentare și a parlamentarilor trebuie să crească. Pare întristător, deci, ca cineva care nu folosește circuitele competiționale ale partidului, care nu folosește discuțiile deschise și permanente din toate forurile partidului în care este membru, Birou Politic Central, Consiliul Național, Delegație Permanentă, pentru a putea propune, pentru a putea critica, pentru a putea candida. Face declarații de natură evident să afecteze poziția Partidului Național Liberal, imaginea Partidului Național Liberal și imaginea Uniunii Social Liberale. Pentru că, în fond, ce avem noi după succesul extraordinar pe care această construcție politică l-a avut la alegeri locale, la alegeri parlamentare? Avem o regrupare disperată a adversarilor noștri politici reali în încercarea post-alegeri de a dezbina Uniunea Social Liberală și de a inocula electoratului, atât cât poate convinge această propagandă și aceste adversari politici, ideea că Uniunea Social Liberală nu va rezista, ideea că partidele din Uniunea Social Liberală vor ajunge la conflicte fundamentale, ideea că partenerii din Uniunea Social Liberală nu își vor ține cuvântul, ideea că Uniunea Social Liberală nu are de fapt un candidat la președinție sau are, dar o să mai vedem noi. Nu se poate, la experiența politică a unui om ca domnul Tăricianu, nu se poate să nu înțelegi că este jenant ca deja în repetate rânduri să vii și să spui ceea ce spun și ceea ce vor să audă adversarii politici ai acestui partid. Avem congres peste 3 săptămâni. Este un congres care se va desfășura în maximă transparență, precum toate congresele Partidului Național Liberal, în care orice se poate propune și în care orice se poate decide. N-am niciun fel de problemă. Am conștiința perfect împăcată, chiar dacă ar trebui să plec de la conducerea Partidului Național Liberal, că în calitate de președinte al acestui partid am ajuns la cel mai mare scor al partidului după 1990, am ajuns la statutul de partid mare în România, am inițiat și am construit o realitate politică și o speranță uriașă pentru români care se numește Uniunea Social Liberală, am oferit Partidului Național Liberal și am fost sprijinit de copleșitoarea majoritatea colegilor mei șansa ca Partidul Național Liberal să aibă în campania din 2009 și astăzi în conștiința publică un candidat credibil și puternic la alegerile prezidențiale, ceea ce Partidul Național Liberal n-a avut niciodată înainte. Dar cred că toate aceste lucruri trebuie să facă victor cărei discuții. N-am niciun fel de problemă în ceea ce privește Partidul Național Liberal să facem și alegeri primare sau cum dorește domnul Tăricianu, lăsând la o parte faptul că este de necomparat sistemul politic american cu sistemul politic din România. Lăsând la o parte faptul că sunt de necomparat motivele, condițiile, împrejurările în care în Franța, de exemplu, s-au făcut astfel de alegeri cu realitatea din România. Putem să facem orice.
Nu putem să acceptăm însă ca unul sau altul dintre noi să calce în picioare, să irosească bună parte din munca a zeci de mii de liberali, din munca unor oameni care au construit cu mare greutate, în condiții de maximă dificultate, actualul statut și actuala statură a Partidului Național Liberal în administrația publică locală, în Parlamentul României, în guvern și, repet, în conștiința publică, propunându-ne un singur lucru. Să nu avem nimic. Să desființăm ceea ce avem. Să facem alegeri primare peste un an și jumătate. Dar de ce nu le facem acum? Dar de ce nu ne spune clar cineva: sunt mai bun decât Antonescu, cred că sunt mai bun, cred că iau mai multe voturi, ignor sondaje, ignor voturi care s-au dat, facem acum alegeri. Nu se poate accepta când un partid are un asemenea tu, când o alianță are un asemenea tu în fața cetățenilor, coerența unui angajament, claritatea și curajul de a propune și de a expune persoane investite politic după toate regulile democratice pentru anumite demnități, nu se poate să spunem: nu avem nimic, suntem în situația PDL-ului, ne spune la anul domnul Tăriceanu când dorește domnia sa să hotărâm candidatul la președinție al Partidului Național Liberal sau al Uniunii Social Liberale. Au existat, și cu asta închei, și reacții mai dure ale unor colegi. Eu, spre deosebire de ceea ce cred unii, n-am făcut decât să încerc să limitez un val de comunicare publică și de contrareacție la așa ceva. Nu am și n-am avut niciodată sentimentul că există ceva ce nu putem discuta, ce nu putem propune sau ce nu putem decide în Partidul Național Liberal. Am însă convingerea și am avut-o întotdeauna că nu ne putem bate joc de munca a mii și mii de colegi. Că nu ne putem bate joc de numele acestui partid și că aceia dintre noi care au ajuns în situația de marionete ale propagandei lui Traian Băsescu trebuie să decidă dacă mai doresc să continue să facă parte, să reprezinte și să servească Partidul Național Liberal. Decizia este a lor, decizia n-a fost și nu poate fi decât în cazuri de forță majoră una administrativă. Mulțumesc și dacă sunt întrebări, vă rog să le puneți. Alina Mamă, Rachetici 24. Unul dintre argumentele aduse de cei care au făcut propunerea cu alegerile interne era acela că până la alegeri mai este mult timp și ar trebui să existe o validare prin vot pentru a exista siguranța că va fi dus în fața cetățenilor cel mai bun candidat. Fără aceste alegeri interne, aveți garanția că acum și peste un an veți fi cel mai bun candidat al USL pentru prezidențiale? Dacă peste un an voi constata, așa cum se constată, nu din alegeri interne, că nu sunt cel mai bun candidat al Uniunii Social Liberale, mă retrag singur. Dar întrebarea astăzi este: care e temeiul? Este sau nu evident din toate sondajele, dar chiar toate, că această candidatură decisă și de PNL, și de PSD, și de USL este o candidatură luată în seamă ca atare de opinia publică și cu maxime șanse? Nu vreau să vă dau cifrele din sondaje pe care le cunoașteți. Atunci, pentru ce să discut despre ce se întâmplă și neapărat se întâmplă rău? Asta, cum să vă spun, ar trebui să ne gândim așa, dar dacă mor până atunci? Asta i-a mai rămas domnului Tăriceanu sau domnului Chiriman să spună. Domnule, noi nu avem candidat, că poate moare până atunci. Sigur, lucru care se poate întâmpla, Doamne ferește, cu oricare dintre noi. Numai bunul Dumnezeu, nu vreun congres hotărăște asta. Nu se face așa politică, nu se poate face așa politică. Reamintesc faptul că în acest an, 2013 și în 2014, până când vor fi alegerile, vom vedea candidatul prezidențial al Uniunii Social Liberale are lucruri de făcut în această calitate.
El nu așteaptă cu mâinile în sân sau nu se plimbă cu cercul, cum spunea cineva. Candidatul prezidențial al Unii Social Liberale își pregătește nu în sens electoral, ci în sens de conținut platforma, acțiunea, proiectul său ca președinte. Și îl pregătește în țară, și îl pregătește în străinătate. Lucrurile acestea cred că ar trebui să nu-i scape unui om care pretinde că are experiență, că are statură și că are minimă informație, aș spune aproape de natura culturii politice. Campana România TV ați spus de reacții mai dure, au fost cel puțin doi lideri care au cerut excluderea domnului Tăriceanu, vorbind de domnul Rușanu și domnul Stroie. Dacă această propunere se va face în BPC, care va fi poziția dumneavoastră? Eu nu împărtășesc ideea excluderii. După cum știți, după cum am mai spus, am pledat și împotriva propunerii de excludere a domnului Chiliman. Tot ce îmi doresc este însă ca în acest congres să discutăm și să decidem tot ce-i de decis, inclusiv, repet, o punere în discuție a acestei candidaturi de către domnul Tăriceanu, o candidatură. Bun, înțeleg și de la domnul Tăriceanu că sunt mulți, dar nu putem să aflăm un nume. Ceea ce spun însă, cu excluderi sau fără, încă o dată spun, nu cred că este cazul, eu nu susțin o asemenea propunere. Totuși, partidul acesta are dreptul la stabilitate și la seriozitate în fața alegătorilor. Partidul înseamnă dreptul fiecărui membru de a se exprima liber, dar înseamnă în același timp și o asociere care are anumită coerență. Nu e vorba doar de un grup de oameni care respectă anumite reguli. E vorba de o formă de asociere de un interes public major, pentru că nu ne reprezentăm numai pe noi. Reprezentăm milioane de oameni care și-au pus speranța în noi, care ne-au dat votul, care au luat de bune toate angajamentele noastre politice, toate deciziile noastre politice. Nu putem într-un partid, în logica unui partid, asta nu se poate, vă spun, nici măcar la un cenaclu, să punem în cumpănă în fiecare zi decizii ale unor congrese. Deciziile congreselor se pun în discuție public de către membrii partidului respectiv numai la un alt congres. Poți cere un congres extraordinar dacă o decizie în vigoare a unui congres a devenit, din punctul tău de vedere, inacceptabilă. Poți cere un congres extraordinar. Dar nu poți pune în discuție în fiecare zi, indiferent cine ai fi tu, începând cu președintele și până la ultimul membru, decizii care s-au luat de forul suprem al acestei organizații. Asta e regula oricărei forme de asociere umană. Prin excelență la partidele politice. Domnul Popa, realitatea, domnule președinte, vă apreciați că în momentul de față s-a încălcat statutul prin vreo declarație? Da. Faptul că mă pronunț împotriva excluderii în acest moment nu înseamnă că nu apreciez că s-a încălcat grav statutul. Dar, repet, e unul din motivele pentru care am și convocat, am solicitat convocarea acestui congres. Pentru a lămuri aceste lucruri și în speranța că, lămurindu-le, evităm și excluderi pe care nimeni nu le dorește și care nu sunt de dorit nicăieri, în niciun partid. Așa cum nimeni nu dorește să se supună unei intervenții chirurgicale fără să fie neapărat nevoie. Ne puteți spune și cum? Adică e vorba de declarații anti-PNL care practic fac rău imaginii partidului? Sau e ceva nu mai... e vorba numai de imagine aici. Este vorba de interese fundamentale ale partidului. Este vorba de strategii, de angajamente publice. N-ați văzut așa ceva nicăieri. Mai dați-mi un exemplu de partidele din România, de toate culorile și din toate perioadele. Mai dați-mi exemplu dintr-un partid din cea mai democratică sau cel democrate țări pe care le considerați dumneavoastră. Cristian Andrei Gându. Dumneavoastră a spus că domnul Tăriceanu, prin tot ce a făcut în ultima perioadă, și a bătut joc de munca colegilor dumneavoastră. Veți tolera astfel de declarații, manifestări și după acest congres?
Și aceste încălcări ale statutului pe care dumneavoastră le-ați spus că există? Nu e vorba de a le tolera sau nu eu. Pentru că președintele partidului, conform tuturor formelor de statut până acum, inclusiv al celui în vigoare și probabil și al celui care va fi adoptat la Congres, este garantul, între altele, respectării statutului. Dar niciodată și prin nicio prerogativă președintele nu are dreptul de a exclude, să zicem, sau de a împiedica, în drept de veto, ceva excluderii cuiva. Problema care se pune este dacă acești oameni a căror muncă este călcată în picioare, o mai spun o dată, vor tolera, dacă doriți, această formulă. Pentru că eu reamintesc totuși, și nu vreau să dezvolt, vom discuta despre aceste lucruri în Congres. Am făcut Uniunea Social Liberală cu o dezbatere serioasă în partid în acel moment, cu o susținere unanimă în partid în acel moment, inclusiv votul domnului Tăricianu, de exemplu, dar în toată perioada foarte grea, din punctul de vedere al bătăliei propagandistice, din punctul de vedere al bătăliei de amenajare și de transpunere în realitate a acestei coaliții, am avut nevoie și ar fi avut partidul nevoie de sprijinul unui om cu notorietatea, cu poziția domnului Călin Popescu Tăricianu. Nu l-am avut nicio secundă. Sunt oameni care au fost spectatori la chestiunea asta, sunt oameni care au pândit. E o chestiune de tactică. Fiecare are voie să adopte câtă vreme nu încalcă legile sau statutul ce tactică dorește. Dar vorba e că acești oameni am muncit, am rezistat, ne-am bătut într-o bătălie foarte grea și am câștigat ceva pentru acest partid. Nu se poate. N-are nimeni dreptul. Niciunul dintre cei care ne-am bătut, dar aminte dintre cei care au văzut, au stat pe margine și au văzut, au stat să vadă cum se termină bătălia asta, să facă praf astăzi tot ceea ce s-a câștigat pentru Partidul Național Liberal și pentru Uniunea Social Liberală. De răspunsul dumneavoastră să înțeleg că cei care vor decide o eventuală sancțiune pentru un tercean vor fi cei de la sectorul 1? Nu. Eu nu doresc, dacă e vorba de mine, nu. Eu nu doresc să avem o discuție nici în Congres, nici la sectorul 1, nici la un alt sector, nici nicăieri, despre excluderea domnului Tăricianu. Vreau să avem o discuție care să clarifice aceste lucruri, să clarifice încă o dată, prin statut, ce putem să facem, ce nu putem să facem, atâta vreme cât convenim să ne asociem în Partidul Național Liberal, să convenim care e strategia Partidului Național Liberal, să reformulăm sau să formulăm sau să schimbăm, dacă e cazul, niște principii, niște angajamente, niște decizii luate, dar după aceea să le respectăm cu toții în așa fel încât să ne respectăm munca și să ne respectăm ceea ce spunem față de cetățeni. Pentru că, vedeți dumneavoastră, nu aș vrea să dezvolt discuția, dar în momentul în care partidul face un congres, în care PSD-ul face un congres și spune am pe cutare candidat la prezidențiale, când mergem și facem o campanie nu doar electorală de o lună, ci de 2 ani, în care spunem cutare candidat prim-ministru și va fi prim-ministru nostru, cutare va fi candidatul nostru la președinție, avem o reacție de la oameni. Avem o reacție mai relevantă decât, sau la fel de relevantă, precum alegeri primare în organizații sau știu eu cum le dorește domnul Tăricianu. Cred că își imaginează care ar fi rezultatul acestor alegeri. Și atunci nu putem să venim, sau nu poate unul dintre noi să vină să spună, știți ceva, v-am păcălit, v-am mințit 2 ani de zile. Noi, de fapt, mai vedem și nu vedem acum. Pentru că eu, Tăricianu, am constatat că Antonescu are, nu știu, are niște probleme de încredere, de susținere, de orice. Nu! N-avem nimic sigur. O să vedem noi la anul. Adică exact ceea ce spune Traian Băsescu, ceea ce spun propagandiștii pedeliști, ceea ce spun susținătorilor încă foarte, foarte agitați. Și anume că nu e nimic solid în construcția USL. Nu va ține această guvernare. Nu va ține această înțelegere.
Nu se știe, se păcălesc ei, se fură ei unii pe alții, se ceartă ei, nu se știe cine e candidatul la prezidențial. Dacă ai motive și vrei să schimbi un candidat la prezidențiale, îl schimbi. Dar nu șubrezești din interiorul echipei respective un lucru pe durată de un an jumate. Asta este inacceptabil. Și vă rog, cu documentariștii excepționali de care dispuneți, dați-mi și mie un mail, dacă acum nu aveți un exemplu pe dată, de caz de felul acesta, undeva. Mircea Geoane. Poftiți? Mircea Geoane. Ce-i cu Mircea Geoane? A fost un caz similar. În ce sens? A vorbit despre candidatura prezidențială, că nu este stabilit în cadrul USL-ului, după aceea a primit o sancțiune în cadrul partidului. Ați văzut. Vă rog, dacă mai sunt întrebări, vă rog să le pun. Apropo de congres, dacă permiteți, vreau să vă întreb, cât de oportun ar fi îmbinarea sistemului de vot pe liste cu cel uninominal pentru alegerea conducerii în congres? Domnilor, aici să avem în preajma congresului și, bineînțeles, la congres o discuție aplicată. Aici nu avem niciun fel de problemă, este normal să circule, să se exprime, chiar public, păreri diverse despre cel mai bun statut posibil în acest moment. Eu sunt înclinat, sunt preocupat și voi propune o formulă în care să modernizăm conducerea partidului, inspirându-mă și eu din exemplele altor partide, cel puțin partide liberale. Un exemplu pe care l-am cercetat cu atenție la FDP, la Partidul Liberal din Germania, când am fost anul trecut acolo, am examinat chiar în detaliu chestiunea asta cu cei din conducere FDP, cu alte partide, în care congresul să aleagă, evident, un președinte, să aleagă un, să susțină un program, dar în rest, expresia de conjunctură a conducerii să fie cât mai redusă. Cu alte cuvinte, să avem în conducerea partidului nu aceia care, pe aceia care, nu știu, îi plac președintelui sau poate președintele să facă echipă cu ei mai bine, sau aceia care în urma unui vot deschis, să spunem, reușesc să strângă mai multe voturi prin diferite combinații sau prin un anumit de încredere, ci să facem în așa fel încât partidul să fie condus în principal cu cei pe care indirect electoratul i-a desemnat pentru asta. În alte cuvinte, președintele partidului nu poate fi desemnat de electorat. Sigur că sunt niște elemente, are un palmares electoral când vine în fața colegilor. Sigur, colegii se gândesc, bun, aleg pe ăsta președinte, ce-a făcut la alegeri, cât a scos. Dar există oameni, cum ar fi, liderii grupurilor parlamentare, cu o uriașă reprezentativitate din punctul meu de vedere, și asta, iarăși, putem vedea în orice partid democratic, de la stânga la dreapta în Europa, că se întâmplă, pentru că în spatele acelui om sunt, iată, în cazul nostru, 100 de deputați, 50 de senatori, aleși de cetățeni. Avem, de asemenea, segmentul de reprezentare la vârf în administrația publică locală, președinți de Consiliu Județean, primari de mari municipii, care, iarăși, au în spatele lor, pe un vot real uninominal, perfect uninominal, voturi ale cetățenilor. Și în sensul acesta imaginez și lucrez la o propunere de formulă de conducere mobilă, flexibilă și care într-adevăr să angreneze în deciziile partidului, de un fel sau altul, cât mai mulți din acești oameni, de drept, să spunem așa, sau mandatați de electorat, nu de o combinație conjuncturală, pentru că așa sunt toate inevitabil la un congres. Deci, mă străduiesc să limitez arbitrariul, conjuncturalul, cu mai puțin voința unui om în congres, ci, dimpotrivă, încerc să găsesc și mă sfătuiesc cu foarte mulți colegi cum să găsim formula deschisă, dinamică și în care să implicăm, de fapt, pe cei pentru care noi, ca partid, activăm, și anume votanții noștri. Și dacă îmi permiteți, doar o întrebare aș mai avea apropo de limitare. Cum priviți ideea unor liberali cu privire la diminuarea actualului BPC de la 33 la 19
Eu continui să cred, am mai spus-o, că formula ideală este ca la decizii, la luarea deciziilor, cu cât sunt deciziile mai importante, cu atât numărul celor care trebuie să participe la luarea deciziei, e bine să fie mai mare. Cu cât e vorba de activitatea de management, deci nu de decizie, ci de aplicare a deciziilor, cu atât e bine, nu neapărat un număr foarte mic, dar un număr de oameni care au fiecare o responsabilitate precisă. Un fel de, dacă vreți, da, respectând proporțiile și ducând comparația doar până unde poate fi dusă, un fel de raport legislativ, executiv sau parlament, guvern. Sunt idei de tot felul, le vom examina, le vom analiza și la urmă vom decide. O întrebare legată de procurorii șefi. În fine. Considerați cam oportună modificarea legii? Am crezut că în acest moment nu. Dar pe viitor, și dacă se va ajunge la modificare, care dintre cele două variante, propunerea să fie făcută de CSM sau de Ministrul Justiției, considerați că servește mai bine principiilor pe care le-ați enumerat, inclusiv independența justiției? Nu. Independența justiției poate fi respectată indiferent cine propune și cine numește. Independența justiției poate fi încălcată chiar dacă procurorul general sau președintele în alte curți de casație, sau ce mai vreți dumneavoastră, e numit de cineva chipurile nepolitic. Independența justiției este un lucru care, un principiu care poate fi și trebuie respectat din convingere, din atitudine și dintr-o practică reală, nepolitizată la rândul ei, a controlului public, al presei de pildă. Eu nu pot să spun că prefer formula asta sau prefer formula asta, pentru că în spatele ei este o discuție mult mai amplă și pe care o vom purta și în interiorul unei social-liberale și sper într-un cadru public cât mai larg. Care sunt raporturile între procurori și judecători, regimul lor de statut? Sunt și vrem să rămână în continuare procurorii magistrați? Dacă sunt magistrați, sunt magistrați de același rang într-o anumită rechii cu judecătorii? Putem să avem, și e cazul să avem în CSM, și procurori și judecători? Putem să avem un procuror, cum avem acum, nu? Și o discuție întreagă, președinte la CSM, instanță prin excelență tutelară și arbitrală peste tot sistemul judiciar? Iată întrebări la care trebuie să răspundem într-un regim de discuție de-a dreptul constituțională deja și în funcție de răspunsul acesta fundamental putem după aceea să dezvoltăm și să vedem cine să propună, cine să numească și cum să decurgă mecanismele. Cunosc în sensul acesta pentru că am avut discuții și păreri ale domnului prim-ministru Victor Ponta, păreri de care sigur țin cont, mai ales că domnia sa e de formație jurist, magistrat, cunosc păreri și unele dintre ele divergente, măcar la nuanță, de la oamenii politici și juriștii din partidul meu. E o discuție foarte serioasă asta și care trebuie tranșată nu pornind de la vârf, ci pornind de la bază. Domnul premier a spus aseară, citezi pe de către exact, că propunerea președintelui este o propunere interesantă. Care propunere? Cea cu CSM-ul. Așa, da. După aceea a spus tot domnul premier, în clipa de față, funcția de procuror general și procuror șef al DNA sunt foarte importante pentru politicieni, deoarece acești oameni au în spate o armată de procurori. Iar a treia idee a domnului premier este faptul ca procurorul să fie egal cu judecătorul, să nu mai răspundă pe cale ierarhică. Cu care din aceste trei afirmații sunteți de acord, cu care nu? Nu sunt în acest moment hotărât spre a da răspunsul, n-am o opțiune făcută în cea de-a treia chestiune ultima. Am rezerve. Mi-ar plăcea să avem un sistem judiciar în care procurorul să fie parte. Pentru că mi-ar plăcea un sistem judiciar în care statul să fie parte. E rândul meu să invoc modelul american
conștient însă cât de greu este să-l transpui. Pentru că acolo e un sistem cu jurați, cu multe altele. Dar ideea că judecătorul este mai sus de părți și că procurorul este parte, îmi e dragă. Pentru că mi-e dragă, ca liberal, ideea că în justiție, cel puțin, statul este parte. Statul versus Andrei. Asta este un principiu fundamental liberal. Statul versus cetățeanul cutare. Pe de altă parte, în legătură cu celelalte două afirmații, am rezerve, nu știu exact contextul, eu nu știu ce propuneri poate să facă președintele legat de CSM. Avem deja un scandal în CSM. Un scandal de care Partidul Național Liberal, cu siguranță și sunt convins, și ceilalți din USL sunt foarte departe, cu care n-au nicio legătură. Mi-a fost insinuată ideea că politicienii, adică, vezi, Doamne, noua putere al alimenta tensiunile din CSM. În niciun caz. Garantez pentru Partidul Național Liberal că atât am jurisdicție, dar sunt convins și legat de parteneri, că nimeni nu s-a implicat în vreun fel. Avem un fenomen, într-adevăr, îngrijorător și spectaculos în același timp, și anume, iată, o revoltă a numeroși magistrați. O afirmare publică foarte hotărâtă și în parametrii legale a dorinței lor de a lua cu adevărat deciziile. Sau de a reveni asupra unor decizii. Lucrurile trebuie să se rezolve, dar nu prin negocierea între domnul Traian Băsescu, nu prin propuneri, nicio propunere care propune altceva decât legea, pentru mine nu poate fi luată în discuție și acesta a fost, de fapt, mesajul pe care, în principal, am dorit să-l dau. Normal, jurnalistic ați fost mai interesați de congres, de domnul Chiliman și cu celălalt, domnul Tăriceanu, dar pentru mine și pentru Partidul Național Liberal, o repet, acestea sunt temele majore, acestea sunt lucrurile pentru care noi trebuie să găsim soluții și trebuie să găsim răspuns, acestea sunt lucrurile în legătură cu care trebuie să ne pronunțăm foarte clar ca să știe toată lumea în România și în afara României ce vrem și cum vedem aceste lucruri. Ați afirmat că există în PNL marionete ale propagandei lui Traian Băsescu. Puteți să ne spuneți dacă există influențe de la Palatul Cotroceni sau din PDL în această tabără? Eu nu doresc să fac acuzații, dar nu mă pot împiedica să constat. În acest moment, aceste atitudini, faptul că ele nu se discută deloc înăuntru, vă reamintesc că am avut frumoasă piesă. Faptul că noi am avut acum câteva zile birou politic, Consiliul Național, delegație permanentă. Că acolo domnul Tăriceanu, care a discutat despre buget, despre tot ceea ce era normal să discutăm, nu a vehiculat o secundă această idee. Că domnul Chiliman, care a fost și dânsul prezent, e membru al delegației permanente, ca primar în funcție, în sector al capitalei, n-au spus nimic. Că aceste lucruri sunt duse în spațiu public, în termenii, cu vehemența, cu proporția de minciună, declarație domnului Chiliman, perfect consonante cu ceea ce spune de bună vreme și ceea ce spune și azi propaganda lui Traian Băsescu. Faptul că cineva din interiorul Unii Social-Liberale, nu cineva de la PSD, cum tot așteptați unii dintre dumneavoastră, nu cineva de la, din interiorul Unii Social-Liberale și spune, nu e adevărat. Nu vă mai preocupați de candidatul real, închipuit al PDL-ului. Noi nu avem candidat și nici nu o să avem până peste vreun an și jumătate. Astea sunt coincidențe care, iertați-mă, seamănă cu coincidența privitoare la demersul DNA și anii cu domnul judecător acela, nu știu exact cum îl cheamă. Sunt coincidențe, pot eu să spun că sunt altceva. Pot însă, în cazul nostru, revenind și lăsând celelalte instituții, spune altceva. Orești de conivență
cu adversarii partidului, ori ai ajuns într-o asemenea situație încât nu-ți mai dai seama că ești folosit în sensul acesta, nu știu care e mai gravă, amândouă sunt inacceptabile. Vă mulțumesc și vă doresc o zi foarte bună, da? Sigur. Vedeți și o finalitate acestui conflict care există? Păi, scopul dușmanilor, adversarilor, cum doriți, preopinenților noștri politici, este ca acest conflict să fie o poveste fără sfârșit. Cine încearcă să o oprească este acuzat imediat de dictatură, de pumn în gură, de știrbirea libertății de expresie în Partidul Național Liberal. Orice organism sănătos politic nu face ce îi cere sau ce își dorește adversarul politic. Și vă asigur că nu va fi o poveste fără sfârșit, cel puțin în interiorul Partidului Național Liberal și în numele Partidului Național Liberal. Mulțumesc, la revedere!